Mișto. Salut, Bordea! Salut, Ela! Cred că e a treia oară când trebuie să-l roastuiesc și chiar m-am bucurat foarte tare de invitație. M-am bucurat mult mai tare acum decât atunci când am fost concurent. Mai ții minte când m-ai umblat în geantă și ai râs de ce ai găsit în ea? Da. Nu trebuia să faci asta. Știi cum vedetele adevărate primesc artificii și torturi imense din care sar femei superbe? E, tu asta primești. Eu sunt cadoul tău de bun venit. Atât de mult te respectă colegii tăi. Producătorii chiar nu știau cum să facă sezonul ăsta și mai prost. Și adevărat că, na, e greu. Așa că felicitări, Bordea, al patrulea jurat. Sunt sigură că o să faci și pentru show-ul ăsta exact ce ai făcut și pentru Capatos. Absolut nimic. Da, foarte bine. Da, domnule, da. Dar impecabil. Da, deci. Probabil te-au chemat ca să uzi plantele. Și aici mă refer la cei doi ficuși de pe hol, Badea și Copoț. Oh. Uite că dăm din... cum îi zice, mă, la fi, dăm frunze, frânguță. Voi nu știți că Bordea trebuia, adică și Bordea trebuia să se afle acum la Survivor, dar a suferit o accidentare traumatizantă și a rupt o unghie. Gândurile noastre sunt alături de tine pentru a depăși această teribilă cumpănă. Dar adevărul e că mă bucur foarte mult că ți-ai găsit job, pentru că în ultima vreme glumele tale erau atât de proaste cât s-au angajat la poliția rutieră. Aoleu. Bă, dar nu-i frumos. Colegii jurați pot sta liniștiți. Bordea a fost și deratizat de către producție după ce a fost vidanjat de la Capatos. O să vă spun acum câteva lucruri care să vă ajute în colaborarea cu Bordea. Vedeți că... Aela, păstrează veninul, nu zâmbii. Ce faci? Ești pe drumul cel bun. Vedeți că o să dureze când o să ceară pauză de pipi, pentru că el încă își caută WC-ul din curte prin parcare. Nimic rău în asta. Mihai, dar să știi că și Bordea a absolvit un ATC și el este un om cult. Adică poți vorbi cu el despre cărți, despre teatru. Singura fază e că o să fie ca atunci când faci tu sex cu orice femeie. Nu vei avea parte de nicio reacție. Lasă-mă să-ți demonstrez contrariul. Doamne ajută! Mamă, ce bine e să nu fii concurent. Așa. Avem acum doi Cătălini în juriu. Unul te întreci la raliul Dakar, cu celălalt la raionul de bluzițe. Delia, o să te rog să nu furi mâncare și de la el. Producția îi pune antibiotice în ea pentru că nu a purtat mască în toți anii în care a stat lângă Daniela Crudu. Imun! Dar să continuăm cu alte detalii despre Bordea. Toți uităm chestii în autobuz, că na, se întâmplă. Chei, portofele, telefoane. Pe Bordea în cazul tatălui său. Doar că noi le mai și căutăm după, pentru că ne pasă de ele. N-a fost cazul. Știți că unii oameni nu știu exact câți copii au. Bordea nu știe niciodată cât stați are, pentru că mama lui continuă să-i adauge. Dar să nu uităm un lucru. Bordea a fost crescut de mamaia Aspazia și a ajuns un exemplu. Un exemplu pentru toți tinerii moldoveni că pot dormi cu o babă în casă fără să facă sex cu ea. Babă-i măta. Nu vreau să spun acum că Bordea este un bețiv notoriu, dar s-ar putea să rămâneți fără spirit.
acetonă, dizolvant, parfum, aftershave. Da, nu mai judecați, că oricum sunt toate mai bune decât vinul pe care l-a lansat. Hei, până aici. Doamne. Deci dacă e să vorbim despre vin... Se cheamă nebun de alb, trebuia să se cheme nebun de-l bei. Ficatul lui Bordea e mai disperat decât elasticul de la chiloții lui Șoșoacă. Asta am văzut-o! Am văzut acel elastic urlând! Primul job al lui Bordea a fost în emisiunea de 3 ori femeie. Interpreta un detergent, iar costumul lui arăta ca un prezervativ. Foarte urât. Și nici pentru asta nu a fost el prima opțiune. Ai crede că a fost un început nefericit, dar având în vedere ce a urmat, realizez că acela a fost apogeul. Nu zic că Bordea este o curvă pe interes, fără niciun fel de principii artistice, dar motivul pentru care se află astăzi aici este pentru că i-a picat un proiect extrem de important. O reclamă la relaxante anale. Dacă așa faci după relaxant anal. Dar nu mă las, tot vă fac. Unii spun că Bordea e un om de rahat, că s-a vândut, că nu știu ce. Eu nu cred că Bordea este un om de rahat, deși ultimul care l-a călcat din greșeală pe picior a câștigat la loto. Bă, mi-ți-l cam perpelește. Mi-ți-l cam face franjiș. Când s-a mutat la București, Bordea și-a jurat că se va spăla zilnic și cu toate astea, corpul lui este atins de apă doar atunci când îl plouă. Alea nu sunt tatuaje, e jegul de anul trecut. Mamă, săracu! Hai, lele! Ești foarte iubit în branșă. I-am cumpărat la un moment dat un săpun și el încă crede că este odorizant de mașină. Voi nu vă dați seama, în schimb, că Bordea este o fire emotivă și sensibilă, doar că el nu plânge la filme, plânge când vede o frizerie. Când vreau să fac mișto de el, îi fac cadou un șampon. El nu se masturbează la filme porno, se masturbează la vitrine cu peruci. Așa faci, mă. Așa faci, mă. Bordea este un partener cu care vreau să-mi petrec alături toată viața și un amant de săvârșit, a declarat Nelu Cortea. Și după imaginile din tur vlog ne putem da seama că este doar o chestiune de timp până când cei doi vor lansa un sextape. GIF. Dar acum, lăsând Caterinca la o parte, Bordea chiar este un om extraordinar. Și-a clădit singur averea, gestionează un important club de comedie, este influencer. Da, Bordea. Livia Bordea, că asta e doar o asistentă întreținută, știi? Adică... Dar e cea mai mișto asistentă întreținută. Te iubesc, v-am pupat, pa! Aplauze pentru ea, nu știu cum! Nu știe nimeni, dar chiar e bine! Vorbim! Se putea mai bine, se putea... Zic, vorbim! Ce-ai auzit? A fost răut, rău sau? A fost rău. A fost rău, da, unele lucruri. Asta a fost cel mai lung roast despre mine, pentru că era un fenomen ciudat. Se făceau roast-uri la care participam și pe mine nu mă atacau foarte tare, adică eu scăpam foarte ok din fiecare roast. Am aflat lucruri despre tine. Mă, pe total, s-a casat bine, dar a fost dur. Chiar a fost dur, a fost rău. Răutăcios. Da? Nu. Băi, l-ai văzut pe ăsta jos, i-ai dat cu tot ce ai putut. Da. Pe tot ce ai pus mâna. El este printre primii care m-au susținut, deci a creat un monstru, deci asta merită. Ela Voineag este o doamnă inteligentă care chiar scrie ce trebuie să se scrie la această emisiune și a venit astăzi să ne pună juratul de împrumut în umbră. Eu la un moment dat, când l-am văzut pe Chilu că aplaudă atât de mult, am crezut că mă ia la mișto, că face la mișto. Că te răutuiești pe tine. Da, că face gen ironic, știi? Și după aia la final am văzut că era plăcut, pe bune. I-a plăcut. Ai fost pe strada lui și ai îngropat strada lui Bordea. O să mai vorbești cu Ela Voineag? Da.
Da, pe ei. Ca să o înjur, trebuie să vorbesc cu ea. Altfel, o să vorbesc cu ea. Nu, e o fată extraordinară.